brânză. Cum ați pregătit-o? Caluatul, frământat cu apă și sare, atât, și drojdie, fără... Lămână. Luați de acum. Așa. Poftiți, doamnă. Așa, de da. Corsi... Așa, da. Am lăsat-o la bă, dospit, la crescut. Tai și brânzâneală, poate. După aia am întins o foaie subțire, am pus brânză, am rulat-o și la cuptor cu ea. Așa de repede? Atât de repede. Anca, ai înțeles? Da. Ce are brânza, nu-mi pus? Serios? Hai, brânza, vino și repetă. Vino, vorbesc serios. Wow. Anca, hai te rog, vino și repetă să-ți ne ca înțeles. Wow și esență, mirodenii. Da. Anca, te rog să repeți. Și aluată brânza de care trebuie să fie? De la brânză domnul. Dulce sau chiar și sărată se poate face. Asta și poate fi și ca desert sau... E un fel de... Dacă brânza e sărată, ar putea să fie antreu sau... Da, un fel de pate. Un fel de... Un fel de aperitiv ar veni. Da. Da. Da? Da, repetă, Anca. Repetă cum se face. Aluatul... se face din făină. O foaie subțire. O foaie subțire, aluatul este din drojdie, făină și apă și cu puțină sare. Apoi aluatul se întinde foarte subțire, se pune brânza peste, se rulează și se bagă la cuptor. Brânza cu brânza. Nu? Brânza, da. E bine? E bine? Da. Înțeles? Da, o înțeles. Da? Da.